Abia încep. Da. Bună ziua! Deci, noi astăzi ne-am adunat la primărie ca să atragem atenția la mai multe subiecte și noi, ultimul timp, vedem cum se esterizează societatea din Chișinău, cum se fac anumite agende false și am venit în fața primăriei Chișinău să-l îndemnăm pe primarul Ion Ceban, pe limbajul care îl înțelege el, să iasă megafonul și să apuce să facă lucrurile pentru oraș și să îndeplinească promisiunile electorale și să aibă grijă ca cetățenii din municipiul Chișinău să aibă condiții de trai normale, să iasă sperietorile cu apă canal când ați fie apă în oraș, să iasă sperietorile cu gropi de gunoi filmate pe la Ciocană ca să arăte, ca să fie la Stăuceni, să iasă sperietorile cu transportul public, transportul public ca să rămână Chișinău loc, este un transport social, și să iasă toate aceste sperietori și să apuce să lucreze pentru cetățenii din municipiul Chișinău. Am avut 3 ani de mântuială de mandat în care primarul Ion Ceban încă nu a reușit să îndeplinească toate promisiunile electorale, iar în loc să se ocupe cu treburile primăriei și să facă viața mai bună în oraș, el se ocupă cu populisme, cu PR politic ieftin, cu PR politic din banii primăriei municipiului Chișinău și vedem cum el continuă deprinderea care o are de mai demult de a țipa, de a face scandaluri, de a vorbi cu limbaj care nu este caracteristic unui primar și de a aduce agende false în loc să vină cu soluții pentru rezolvarea problemelor din oraș. Din acest considerent, încă o dată, noi să reiterăm, domn primar, vă rog frumos, lăsăm populismele, mai aveți un an de mandat și îndemnul nostru, respectați-vă acele promisiuni care le-ați făcut la orașeni din municipiul Chișinău. Încetați să izolați subteranele cu penoplast, puneți, vă rog frumos, termoizolare pe blocurile din municipiul Chișinău. Cum ați promis, 400 de blocuri izolate ați promis și n-am avem niciunul. Ați promis că să avem grădinițe noi, ați promis că să fie condiții decente în grădiniță, ați promis că o să avem transport public de calitate care să respecte orarul, ați promis că să avem parcări la intrări în oraș, parcări care până acum nu le-am văzut. În schimb, vedem cum faceți parcări pe trotuare și aveți un șir de promisiuni care urmează a fi respectate. Ați promis 60% compensație la căldură pentru oamenii din municipiul Chișinău, pentru oamenii care au venit mai mici de 3.000 de lei, venitul mediu global. Nici această promisiune nu ați îndeplinit-o. În schimb, vedem cum veniți agresiv la ședințele Consiliului Municipal și în loc să găsim soluții pentru problemele orașului, ne ocupăm cu populisme și cu politică în cadrul primăriei Chișinău. Mai mult ați promis că n-ați faceți politică în cadrul primăriei municipiului Chișinău. În schimb, vedem că v-ați făcut partid politic din angajații primăriei municipiului Chișinău. Noi acest comportament îl condamnăm și din acest considerent încă o dată spunem, Ion, lasă megafonul! 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 Deci eu vă să rog, colegi, dacă ar cineva ceva de spus apropie și să continui, da. Te rog, ține megafonul, este că lucrează și după cealaltă mea. Da? Da. Așa? Da, și ține. Cum trebuie să țin? Pot să fac așa? Da, cum e. Aha, da. Da, lucrează, da? Da. Salutare, dragi colegi, salutare locuitori al acestui oraș. Dragi prieteni, știți, eu ca simplu locuitor al acestui oraș, vreau să trăiesc în confort, în liniște și pur și simplu bine la noi, la Chișinău. Eu cred că dorințele mele se coincid cu dorințele voastre, dragi orășeni. Și văzând potențialul orașului nostru, nu pot să tac. Știți, eu în general nu am pasiune să tac. Mai ales când văd minciună, când văd manipulare, mai ales din partea primăriei municipiului Chișinău. Vreau să spun mulțumesc tuturor care sunt prezenți acum și noi trebuie să acționăm când vedem ceea ce se întâmplă în primăria municipiului Chișinău. Știți, eu nu am pasiune să tac ca și primarul nostru Ion Ceban. El tot ne vorbea despre orașul european, despre construirea orașului european. Dacă ceva 4 ani de zile. Deja 4 ani de zile el vorbește despre asta. Dar el ne-a îndemnat să vedem rezultatele clare, ce el a făcut. Și noi vedem. Noi putem să spunem ce noi am văzut.
declarațiile politice despre PAS, luptă inutilă cu administrația publică centrală, mai ales pe perioada carantinii când a fost COVID-19, crearea partidului sau mișcării lui MAN cu funcționarii lui din primărie, deciziile scandaloase, mai ales când au fost aprobate 6 puzuri în mod ilegal. Am văzut doar drumurile stricate, voi vă amintiți ceea ce s-a întâmplat de pe strada Ion Creangă. Vă știți ceea ce se întâmplă de pe strada Albișoară, când în fiecare dată când este ploaie, după asta, în fiecare dată noi vedem un mare potop de pe această stradă. Am văzut alocarea circa 69 de milioane de lei pentru concerte electorale din bugetul municipal, dar nu pentru datorie, care la fel este de circa 69 de milioane de lei pentru energie electrică acumulată de apă canal Chișinău. Am văzut amenințări chișinăunienilor și că le va închide apă pentru toți chișinăuieni. Și noi am văzut asta. Am văzut cum transport public funcționează. Dacă sincer, după 20.00, uneori el vaccinul nu funcționează. Creșterea tarifului la transportul public pentru dezvoltare, fără nicio dezvoltare, de fapt. Încercarea creșterii tarifului pentru apă și canalizare în mod ilegal. Semafoarele noi instalate, dar deloc nefuncționale. Demolarea ilegală a clădirilor istorice și multe alte. Numai una noi nu am văzut. Orașul european. Rezultatele clare pentru construirea orașului european. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum în orașul european, cu transportul public dezvoltat, eu personal trebuie să aștept transportul de 20 de minute, 25 de minute sau 30. Pentru că așa este orar sau ceva s-a întâmplat. Primarul nostru Ivan Ceban ne promitea că majorarea tarifului pentru călătorie cu transportul public va crește și capacitatea acestuia. Primarul ne spunea că scumpirea tarifului e necesar pentru dezvoltarea transportului public. Bine sună, dar nu e așa. Scumpirea tarifului, evident, e necesar pentru dezvoltare, dar noi nu am văzut. Sună foarte bine, dar nu pentru cei care călătoresc cu acest transport. Și uneori cu transportul sovietic, deja dezvoltat de Ceban, pentru 6 lei. Nu pentru cei care așteaptă în minus 9 de grade Celsius transportul, care nu vine sau vine peste 30 de minute. Nu pentru cei care așteaptă transportul public după ora 20.00, dar el în general nu vine din cauza procesului dezvoltării. Oare din nou orășenii au fost mințiți, înșelați și manipulați de promisiunile frumoase în schimbul schemelor banditești? Unde e dezvoltarea transportului public? De ce transportul cu nou tarif nu poate veni după ora 20.00? Transportul public nu merge normal. Noi am văzut și putem să dăm exemple. Ruta de troleibus numărul 10, care a devenit mai rară pentru că Ion Ceban a decis să creeze o nouă rută de 28, care e inutilă, care e nerentabilă. Și sunt multe, multe alte exemple. Теперь я хочу обратиться на русском. К русскоговорящим горожанам Кишинева. Сейчас необходимо понять, что примария муниципия Кишинев занимается популизмом, занимается манипуляциями, занимается пустышкой. По факту ничего не происходит. Мы видим, да, тротуары строятся, но что должна делать примария за 4 года? Мы видим пустые траты денег, но не на покрытие долга АП-канал, который составляет более или около 69 миллионов леев. Мы увидели угрозы, что вода будет остановлена для горожан муниципия Кишинев. Мы увидели угрозы, но не увидели фактов. Вода как и была, так и есть. Мы увидели повышение тарифа на общественный транспорт. Но по факту общественный транспорт
не едет и не функционирует хорошо, как надо. Нам сказали, что общественный транспорт после повышения тарифа будет ходить как надо. Будет чаще, будет лучше, будет качественнее, будет эффективнее. По факту мы видим, что за нашими спинами. Едет советский общественный транспорт, едет долго, после 20.00 может вообще не ездить. Здесь мы призываем только закончить с манипуляциями и закончить с пустышкой в Приморье. Я тебе чем мулцумесc frumos pentru așa posibilitate să vorbesc și doar prin forțele unite noi o să învingem. Merci. Ion, lasă megafonul. 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 Что я понял? Это твой микрофон. А, я вас смотрю. Опа. Salutare tuturor. Doresc să vorbesc despre faptul că Ion Ceban a intrat în primărie cu promisiune. Nu se va băga în politică. Am observat că deja și partid are. Am observat că la fiecare ședință a primăriei în tot este vinovat partidul de guvernare. Am observat că în tot ce se întâmplă în orașul Chișinău este pas de vină. Rugăm frumos, domnul Ion, în afară de trotuare există infrastructură în orașul Chișinău. Ne oprim în construcția blocurilor ilegale. Haideți să construim orașul să fie frumos. Avem zi de zi, tu nu poți să te miști cu mașina în oraș. Este strașnic ce se face. Zi de zi. Inclusiv și sâmbăta și duminica. Haideți să ne apucăm de lucru, să facem în ultimul an de zile, să facem orașul să prospere spre un oraș european și să ne oprim în populismele care le duci tu, zi de zi. Haideți împreună toți. Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Dragi chișinăuieni! Dragi chișinăuieni, bună ziua! În 3 ani de mandat a domnului Ceban, eu, ca locuitor a Chișinăului, am văzut dublarea impozitului cu bunul imobil. Ce s-a rezolvat? S-a dublat impozitul, dar schimbări în oraș nu au fost. Triplarea prețului la transportul public. Transportul e același care a fost. Schimbări, să modernizeze, nu au fost. Oamenii splâng că așteaptă mult în stații. Autobuzele vechi. Vedem trotuare. Dar eu am o întrebare. Câte țevi subterane au fost schimbate? Noi o să achităm bani de două ori, domnule primar. Cunoașteți asta? O să scoatem iarăși pavajul ca să punem țevile noi, pentru că trebuie schimbate. Construcții construim în fiecare zi. Iarăși ajungem acolo. Țevile sunt tot aceleași vechi. Transportul public, dezastru. Domnule Ion, dați-vă demisia. Știți, nu mai terorizați oamenii, să-i spăreți, că le închideți apa, că n-ați aveți transport. Nu sunteți buni de nimic. Dați-vă demisia și dați-le voi la oameni să lucreze. Vă faceți numai partid politic, de asta și sunteți buni. Ați promis că nu veți face politică. Eu am în față programul dumneavoastră când ați candidat. Ați spus că nu veți face politică în primărie. Ați spus că veți consolida toate forțele și veți încerca să lucrați pentru bunăstarea locuitorilor Chișinăului. Noi din toate astea nu am văzut nimic. Am văzut numai circuri, ați votat cluzuri și ați vândut tot ce se poate de vândut. Ca să vă faceți campanie electorală. Ion, cum era acolo? Lasă megafonul și apuc-te de lucru, că s-au mai rămas 5 luni de zile. Ion, lasă megafonul! 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 Aici, da, ia-l-o, da, lasă. Da, da. Hai, pune-i lua Adrian. Dreamă la mine.
Ce face primarul? Acțiunile primarului sunt împotriva locuitorilor din municipiul Chișinău. Ce? Asta e pornit. Ce? Așa. Acțiunile primarului sunt împotriva locuitorilor din municipiul Chișinău. Acesta acționează la ordinul celor de la Kremlin pentru a șantaja, cum au făcut până acum cei de la Kremlin, cu gazul, iar acum, prin intermediul lui Ivan Ceban, vor să ne șantajeze cu apa. Pentru a destabiliza situația în țară și pentru a da vina pe guvernare. Ivan Ceban caută vinovații de situația creată la apa canal, dar nu dorește să explice cetățenilor, să arate că în funcțiile cheie la apa canal sunt angajate însăși rudele sale. De aceea cei 70 de milioane de lei pe care îi datorează apa canal sunt din vina proastei administrației a rudelor sale din această companie. De aceea îl îndemnăm pe domnul Ivan Ceban să nu facă jocuri politice și să nu umble la robinete, dar să înceapă să muncească pentru interesul locuitorilor din municipiul Chișinău. Ivan Ceban, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Ion, lasă megafonul! Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi la acest flashmob și noi, ca un semn de bun gest, să arătăm domnului primar cum poate fi lăsat megafonul și cum poate mai departe să apuce treburile oraș. În acest considerent, noi să încheiem flashmob-ul și a spune megafoanele în față și încă o dată îl îndemnăm domnul primar, sper că ne-a auzit, pentru că am vorbit pe limbajul lui, cu instrumentele care îi plac lui să discute și sper foarte mult că primarul în ultimul ceas și în ultimul an de mandat o să apuce să-și îndeplinească promisiunile electorale, pentru că să vină un an nou și el vrea să candideze ca primar și orașenia să-l întrebe ce ați făcut în 4 ani de zile. Dar în acest considerent, Ion, lasă megafonul și apuc-te de muncă. Vă mulțumesc! Da, pune megafonul.